Bună ziua, dragii mei, dragele mele, bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta ce ne propun spre lectură aceste cărți de tarot, da? Care sunt situațiile cu care voi vă confruntați în aceste momente, dragii mei, dragele mele, aceia dintre voi care sunteți într-o relație, dar bineînțeles vorbesc și pentru aceia care sunteți singuri, singure și voi vă doriți să știți cât va mai dura această situație de viață până când se va stabili ceva și pentru viața voastră, da? Până când veți cunoaște și voi acea persoană pe care vă doriți atât de mult. Sau pentru cei care sunteți în așteptare, poate de un mesaj, de o veste, de o vizită, da? Din partea unei persoane pe care voi o doriți în viața dumneavoastră. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în această etalare. Iată că vedem aici, se tot bagă acest șapte de spade. L-am avut și la cealaltă etalare. Șaptele de spade vorbește în primul rând despre cineva care este foarte băgăcios, așa, când vorbim de energii, da? Există o persoană, îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru și trebuie să-l repet, dar asta este realitatea. Există genul de persoane care sunt și pe lângă voi, dragii mei, dragile mele, și care tot încearcă să vă facă să nu vă mai gândiți la lucruri bune și frumoase. Da? Aceste persoane, dragii mei, dragile mele, este clar, au și ele o menire aici pe pământ și anume să încurce treburile celorlalți. Cam de o asemenea persoană vei avea parte și tu în această perioadă, dragul meu, draga mea, este cineva cu o gândire foarte pesimistă, cu o gândire foarte negativistă și care nu are altă treabă în aceste momente decât să bage zăzanie între tine și persoana ta. Pentru că simt aici că s-a răcit relația dintre tine și o anumită persoană. Probabil că nu vorbiți în aceste momente și te întrebi în continuare, dragul meu sau draga mea, de ce nu vorbește această persoană, da? Ce simte de fapt el sau ea? Dacă mai simte ceva pentru tine, da? Sau dacă nu, dacă simte în continuare ceva pentru tine, de ce se comportă atât de rece, da? Ei bine, dragul meu sau draga mea, să știi că se comportă atât de rece din cauza acestor influențe negative din partea persoanei despre care spuneam mai devreme. Este o persoană răutăcioasă care vă dorește mai degrabă separați, care dorește ca voi să vă certați. Da? Dar mare atenție, există aici steaua care poate reprezenta destinul vostru, care îmi spune multe lucruri despre voi, despre soarta voastră și anume că voi, dragii mei, sunteți meniți să rămâneți împreună, nu aveți de ce să vă temeți, da? Este încă un hop pe care trebuie să-l treceți și da, dacă te întrebi dacă această persoană ține în continuare la tine, să știi că ține la tine și îți va spune acest lucru probabil la momentul oportun. Dar hai să vedem ce ne pot arăta următoarele cărți. Da, iată, această persoană trăiește o confuzie în aceste momente, da? Este ca o luptă ce se dă în sufletul său între ceea ce îi spune mintea sa și ceea ce îi spune sufletul său. Pe de-o parte, mintea sa este posibil să-i spună, vezi-ți de treaba ta, mergi pe drumul tău, nu mai băga în seama această persoană, nu mai băga în seama anumite persoane din viața ta pentru că nu vezi că ție nu-ți merge bine și așa mai departe. Iar pe de altă parte, sufletul său îi zice, merge alături de această persoană, merge, adică alături de tine, da? Să vină alături de tine, să fiți un cuplu în continuare așa cum ați fost și până acum, adică foarte fericiți. Și totuși nu reușește, da? Nu reușește să iasă din această carapace, pentru că poate din când în când pleacă urechea la ceea ce aude în jurul său, da? Sunt multe bârfe care circulă pe lângă voi, multe bârfe care sunt împotriva voastră și care au un singur scop, exact scopul acestei persoane, da? Malefice din viața dumneavoastră, care își dorește doar să vă separe, dragii mei. Dar, după cum spuneam, vă este destinat să fiți împreună, iată, avem aici casa, da? Casa voastră, care nu poate fi stricată, să zic așa, între ghilimele, da, cum se zice în popor, de către nimeni și de nimic, da? Nu există nicio forță în exteriorul vostru care să poată fi atât de puternică încât să vă dărâme. Casa voastră este foarte puternică, dragostea voastră care vă leagă este foarte puternică și indiferent câte hopuri veți mai avea și de acum înainte, voi veți fi mai puternici decât acestea. Da, hai să vedem și următoarea carte. Au ieșit două cărți, hai să vedem despre ce este vorba. Avem Pajul de Săbii și Regele de Cupe.
Pajul de săbii, pe de o parte, mi-arată că această persoană din viața ta poate fi cineva puțin naiv, cineva care să plece într-adevăr urechea la ceea ce se aude în general despre tine, iar regele de cupe mi-arată că această persoană își dorește din nou și din nou să se îndrăgostească de tine pentru că îi lipsești foarte mult, da? Deci dacă mă întrebai pe mine ce simte această persoană în continuare despre tine, pot să spun cu mâna pe inimă că simte în continuare iubire față de tine și vrea să se împace cu tine. Da? Dacă sunteți certați, dacă nu sunteți certați și sunteți doar așa răciți unul de celălalt, să știți că în perioada imediat următoare veți fi din nou în relații bune, da? În relații calde cu partenerul sau cu partenera voastră. Hai să vedem. Da, această persoană simt că va veni să vă facă o mărturisire, să vă spună ce era în capul său sau ce era în mintea și în sufletul său, da? Pentru ca voi să înțelegeți. Iată și următoarea carte, da, care îmi spune că va mai fi încă o scurtă perioadă de timp în care această persoană va mai fi rece cu voi, dar nu trebuie să disperați, trebuie să-l lăsați sau să o lăsați în sinea lui, da, să o lăsați pe această persoană să-și revină, pentru că își va reveni și își va reveni foarte frumos, da? Iată ce spune această carte din partea îngerașului Desire. Nu, condițiile nu sunt favorabile acum. Așteaptă, caută alte opțiuni și roagă-i pe înger să te ajute, să te călăuzească, să te aline. Să nu uiți niciodată, dragul meu sau draga mea, că nu ești singur aici pe pământ, că nu ești singur sau singură, da? Noi suntem înconjurați de ființe atât de luminoase în jurul nostru, care de-abia așteaptă să le cerem ajutorul, sprijinul, da? Asta pe lângă prietenii pe care îi avem pe lângă noi. Prietenii sau familia și care ne pot ajuta. Și hai să mai luăm, îmi pare rău, luasem alt pachet. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că în curând, dragii mei, se va deschide și ușa către romantism între voi doi. Așadar, nu aveți de ce să disperați, pentru că povestea dintre voi doi, povestea de dragoste dintre voi doi, va continua la momentul oportun. Da? Iată cât de frumos, da? Această persoană își va redeschide sufletul în fața ta. Acestea fiind spuse, dragii mei, mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!